Miercuri 20 noiembrie s-au realizat în cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iași două transplanturi de cornee de la o persoană aflată în moarte cerebrală la Spitalul Județean Bacău la un bărbat și o femeie ce se aflau pe lista de transplant. Luni 18 noiembrie s-au recoltat două cornei, cornei care au fost transplantate la doi pacienți în cursul zilei de miercuri. Pacienții au fost pe lista de transplant, listă care cuprinde peste 100 de pacienți. Cei doi pacienți sunt un bărbat de 46 de ani, pacient care a avut din nefericire la ambii ochi traumatism ocular penetrant cu pierderea vederii, un traumatism pe care l-a avut în 2007, un traumatism pe celălalt ochi în 2014. S-a făcut un transplant la un ochi, dimineață era mai bine, este un pacient tânăr și care, din păcate, este tot timpul dus de mână de însoțitor. A doua pacientă este o pacientă care are la ambii ochi o modificare numită distrofie endotelială Fuchs. La unul din ochi boala era mult avansată și cu risc de perforare de cornee. Pe acest ochi s-a și făcut transplantul de cornee în cursul zilei de miercuri. Astăzi dimineață era fericită, fără pansament, vede slab și pe celălalt ochi și ea a preferat dimineață să vină la consultație, să fără pansament, să ne spună bună dimineața și cu un zâmbet foarte larg. Pacienții, de asemenea, au fost chemați și alți trei pacienți care, așa cum vă spuneam, de pe listă, pentru a fi evaluați pentru o viitoare eventuală intervenție, dacă vom avea această șansă să mai facem anul acesta o altă serie de transplanturi.